Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de FIFA. Astăzi o să vedem ce s-ar întâmpla dacă Mbappé s-ar alătura echipei Real Madrid. Sunt zvonuri că Mbappé s-ar alătura Real Madridului. Eu sper să se întâmple, dar acum nu știu ce se va întâmpla. Sunt zvonuri că s-ar alătura și clubului Al Ittihad, dar a spus că nu vrea să se ducă în Arabia. Pana mea, uite, are 23-24 de ani. E prea tânăr să se ducă în Arabia, nu știu asta ce, dacă Arabia continuă să se dezvolte pe plan fotbalistic, poate să aduce, dar eu zic că nu. Și dacă strânge multe like-uri și văd că vă place seria, o să mai fac experimente de genul acesta. Uite, o să-i dăm 100, Karim Benzema cu încă 180. Sau nu, e cam prea mult, hai să dăm 170. Ah. E perfect, bun. Ha. Așa, asta e singurul nostru signing. Hai să vedem cât vrea. Hai. Așa. Dăm crucial. Îi dăm pe 5 ani, cred că vrea. Fără release clause și acum zic că vrei tu. A, trebuie să-i dau eu. Hai că-i dau, nu știu. Hai că-i dau 400 de mii. Eu zic că-i de ajuns. Hai că am dat aproape dublu. Hai, gata. Și a venit Kylian Mbappé la echipă. Mă, totuși, un deal destul de ok, adică puteam să dau, nu știu, 160 plus Benzema, dar am zis să fie așa. Cam asta cred că o să ne fie echipa. Cred că o să fie Tchouaméni aici și nu știu dacă Camavinga o să joace aici, dar lăsăm așa. Și ultimul lucru pe care vreau să-l fac, înainte să mergem să simulăm, este să mergem aici, la Squad Hub. Aici îi dăm numărul 7, nu-mi pasă. Așa, cine îl are, bun. Și îi dăm și noi development plan. Hai să-i creștem weak foot-ul. E weak foot. Hai, pace are destul, e upgrade-ul, țin și passing-ul. Și are și development plan. Așa că haideți să vedem ce va face Mbappé și Real Madrid în acest minunat sezon. Hai să-i dăm drumul. Eu zic că goalul acestei simulări este să câștigăm Liga, La Liga, Champions League, eu zic că este achievable, să zic așa. Și poate o cupă, un super cupa sau ce mai era, Copa de Spania, măcar una din astea două. Eu zic că măcar Liga și Champions League sunt realizabile. Sau măcar Liga și una din cele două cupe. Așa că hai să vedem. Super cupa, putem să o câștigăm, este și acesta un trofeu. Ce te destul de bine. Și câștigăm super cupa? Da, mă, câștigăm, mamă, 5-1. Ok, primul nostru meci din Liga. Perfect, l-am câștigat. Eu zic că cu Mbappé în echipă, eu zic că e foarte ușor. Liga ar trebui să o câștigăm. Ar trebui să câștigăm aproape toate meciurile din Liga. În afară, probabil, dacă Barça sau Atletico Madrid au făcut și signing-uri. Retragem, zis. Na. Acum să pierdem. Hai, măi, urât. Și egal, ma, ok. Să fie mai greu să facem performanță. Ok, avem RB Leipzig în grupă, Celtics și încă o echipă pe care o să vedem în octombrie. Interesant, putem să fim pe locul întâi dacă a treia echipă nu este una foarte grea. Ok, trecem de Leipzig și acum vedem ce facem cu Celtic.
Eu zic că ar trebui să se concentreze mai mult pe Champions League sezonul ăsta. Zic și eu așa. Hai. Mamă, egal contra Celtic. Și următoarea echipă. Ah, Dinamo Zagreb. Oh, avem și El Clasico, avem El Clasico, avem El Clasico. Avem El Clasico. Adrian? Ah. Nu cred că facem mare lucru. Chiar câștigat. Ok. Mamă, avem Barça și Atletico Madrid în aceeași lună. E cam la sol. Dar aia e. Câștigăm? Câștigăm. Bun. Hai. Nu, cu acele. Mamă, cu acele echipă de 2 ori. Ok. Câștigăm din nou. Și acum cred că dacă câștigăm contra Leipzigului, ar trebui să fim chill, ar trebui să stăm pe spate să ne calificăm. Dar acum trebuie să câștigăm. Da, aoleu, da, Liga, nu știu dacă câștigăm neapărat. Și, cu Leipzig, egal. Mamă, mi-e cam frică să ne calificăm. Ar trebui să ne calificăm totuși. Mamă, dacă ne calificăm. Hai cu Celtic, cu Celtic, cu Celtic, please. Please, 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 cu Celtic, please, cu Celtic. Și. Bine. Bine, ar trebui să fim 100% calificați. Ar trebui. Hai. Trebuie să fim calificați în grupă 100%. Am câștigat și cu Real Sociedad. Așa, 8, mamă, din prima cu Atletico Bilbao, meci. Am pierdut Supercupa. Stai, hai, măcar Cupa Spaniei să o câștigăm și noi. Hai, Cupa, Cupa, hai, Sevilla, hai, hai, hai. E ceva. Hai, mă, acum numai la Liga și Champions League. Cu Porto. Ok, am. Ma. Ok, Barça din prima. Bun. Bun, avem Porto în grupa noastră, în ăsta, Round of 16. Și eu zic că am putea trece. Mamă, 2-2. Mamă. Hai. Hai, trebuie să facem acum super win. Hai, dacă nici. Adică ne-a dat o echipă destul de ok. Poți să zici că ne-a dat, nu știu, Barça sau City sau Bayern. Hai. Bun. Hai, am trecut. Hai. Acum parcă văd că o să ne dea o echipă grea. 100% o să ne dea o echipă grea. Că am luat Porto și acum trebuie să ne dea un Bayern sau ceva de genul. City sau Inter, I don't know. Milan, ia. Juve. Ok, Juve. Hai, fosta echipa lui Ronaldo. Mamă, 3-2. Ha. Hai, trebuie să câștigăm cu 2-0. Ha, ha, hai, hai, hai. Bun, mamă cu City, oh nu, City, semifinală, exact, City, mama noastră,
Mai de capul nostru. 2-1. Da. N-avem șanse. Bine. Hai. Hai. Ah. Semifinală. Asta este. Doar semifinală. Doar Liga, dacă, Doamne, știu, câștigăm, deși nu cred. Sunt șanse foarte mici să o câștigăm. Ah, trebuie să câștigăm, cred că, restul meciurilor. Astea două, cu Atletico Bilbao și cu încă una. Hai. Dacă nu, asta e. Un sezon prost. Și hai. Hai, cu Atletico Bilbao. Ha. Hai. Hai. Facem și noi un win. Egal. Ok. Hai să vedem dacă e de ajuns. Te mai avem nimic? Nu mai avem nimic. Mamă, sper așa. E clar, n-am făcut nimic la sezonul ăsta. Suntem... Hai să vedem ce am făcut. Ok. Măcar atât. Mamă, o distanță destul de mare. Distanță destul de mare. Nu știu să zic așa. Hihi. Atletico mai... Oh, ma... Wow. Barça pe 7, lol. Lol. Dar restul n-am câștigat nimic. Barça a câștigat în final, în Supercupa, Copa de Spania. Real Sociedad în, a câștigat în finală. Noi am ieșit unde? Unde am ieșit? A, noi am ieșit în round of 16. Trist. Măcar asta am mai câștigat. Am câștigat două trofee. Și Champions League în semifinală. Nasol. Mamă, ce finală. City cu Barça. Interesant. Da, două trofee. Hai să vedem ce au făcut băieții. Băieții noștri. Hai să vedem ce a făcut Mbappé. No, ok. 3-6 cu 12, 48 de contribuții în 53 de meciuri. Mi se pare wow. A avut un individual, a avut un sezon destul de bun. Și ca asisturi, cel mai bun, tot Mbappé. Top scorer și top assister. Cred că a câștigat, na, 100% cred că a câștigat de Golden Boot. N-are cum, n-are cum. Hai, 31 de goluri în ligă. Griezmann cu 23 și Rodrigo, da, avem și Rodrigo aici, cu 21. Pot zic că a fost, asta a făcut bine individual, dar în competiție nu prea a făcut cine știe ce. Dacă ar fi să mai simulăm, nu cred că ar lua balonul de aur Mbappé. Nu cred că e de ajuns. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Sergiu și ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!